vreme, cel puțin pentru mine, una interesantă. Vedem totuși că se îndreaptă aici către Gogoașe, unde sunt doi jucători de la norvegieni, eliminat acolo FNK, de asemenea pică și Ciocardău. Spread aici face 3-2 eliminări chiar alături de Clipierul său. Tapeware îl elimină pe MHLN. În general, nu neapărat Digăle, chiar și acest bloc poate pune probleme și vedem prima eliminare, Spread scos de către SX, jucători din CT, face fake plant-ul, dar Woody se bagă aici, îl prinde pe plan și le elimină. Mihnea care rămâne foarte rapid aici la 31 HP și vedem double pick-ul acolo din rampă B. Din păcate se fac două eliminări, FNK nu reușește să doboare decât un adversar, iar Woody îl scoate pe Shadow direct prin smoke și pare că sunt de neoprit acești băieți, adică am văzut aceste prime trei runde destul de agresive și am văzut și prima eliminare prin smoke, totuși Ciocardor reușește un headshot foarte frumos pe Mega Stație de Clash, 31 HP pentru acesta, dar îl vedem pe Woody care așteaptă foarte bine, reușește și el double kill-ul din nou. Cu OTV-ul, până atunci prea tu Sudi până când o să-mi pun eu chestia. Sigur, vedem prima eliminare făcută de Tapeware, din nou încep mai bine decât noi jucătorii de la Bitfix, dar TX se vine cu trade-ul, Gazi prinde eliminarea pe Shadow aici din nou, o intrare care nu începe prea bine pe site-ul ăla, dar FNK, un hef foarte bun acolo din partea IGL-ului nostru, Woody îl prinde cu spatele pe SX, din nou o eliminare care nu trebuia să aibă loc și situația devine destul de complicată, deși este o situație de egalitate. Ciocardău face o eliminare, face picul în Gogoașe foarte bine, puține emoții pe spray, dar îl elimină pe Woody și rămâne X în stârg, da, așa, îl elimină Ciocardău și... Da, să vedem acum, vedem că jucătorii noștri sunt deja pe site, Ciocardău reacționează foarte bine, îl scoate pe Gazi, dar nu înainte ca spread să-l elimine pe FNK, SX face foarte bine flancul, îl scoate pe Tapeware care era pregătit să intre aici din Gogoașe și să-l prindă pe Shadow și situația arată pentru prima dată în acest match, pot spune, foarte bine pentru noi, Shadow vine și el cu încă o eliminare SX, de asemenea double kill pentru el. Controlul mai ușor al părții din stânga site-ului ea, iar apoi au reușit foarte ușor arunca de creditul său și jucătorii noștri stau foarte bine acum, însă din păcate Mihnea este prins aici de USP-urile adversarilor, de asemenea Shadow primește și el capul, aruncă molotovul și se retrage, nu trebuie să pierdem acest AWP, deja am pierdut o armă, chiar două lama am văzut, Gazi de asemenea face și el o eliminare, SX alături de FNK rămân ultimii doi care să apere acest site, dar SX se descurcă foarte bine cu un triple kill, iar Woody eliminat de către FNK, am văzut... Și așa nu intervin cu nimic și chiar sunt impresionat, așa că o să te las pe tine să vorbești din ce în ce mai mult, pentru că eu sunt super, super aflat în situația în care... Am pierdut trei arme, dar acum acțiunea se mută către site-ul B, este SX acolo să acopere după ce Shadow a făcut și el un kill. Acum SX se face și pe al doilea, dar vine Ciocardău, lurk-ul este foarte important. Aici sunt deja doi jucători care se apropie de site-ul A. Bomba o să fie plantată acolo și acest fake a funcționat extraordinar. SX știe că este cumva în proximitatea lui, să vedem dacă doboară SX acum și fără probleme și emoții o face. Avânesc pozițiile pe hartă. Vedem cam aceleași încercări la site-ul B din partea lor, dar de data asta i-a ieșit lui Tapeware și doboară pentru jucătorii noștri și să-l vedem pe Spread, face primul kill, ar trebui să vină și refragul, double kill-ul din partea lui Spread și în sfârșit Gazi reușește și el să venim direct către site-ul B, cavaleria se îndreaptă către un plan, trebuie să fie făcut refragul aici și Tapeware încă o dată cu un double kill, impactul pe care acest jucător îl aduce momentan este crucial pentru echipa lui. Să vedem dacă Shadow poate să răspundă aici și să recupereze bomba, e bine flash-ul într-adevăr, vede Tapeware că este păzit de către Shadow, dar Mihnea totodată aduce situația într-un avantaj numeric pentru noi. A reușit o fraguri, dar practic a fost jucătorul sacrificat rămânând la 7 HP, dar din fericire Shadow mai au energie, mai au lucruri de arătat și această rundă va fi destul de complicată, trebuie să ne folosim utilitățile foarte bine și Spread începe deja cu un entry acolo pe mid, Mihnea cu puține emoții le elimină în geam. După ce chiar că echipierul său de AWP a fost eliminat, Woody aici direct prin smoke și prin perete, îl scoate pe FNK și situația nu arată chiar cel mai bine în acest moment. Totuși am reușit să scoatem un polar din armamentul adversarilor noștri, iar SX îl surprinde foarte bine pe Tapeware aici. Nimeni nu era firepower.
Avem 3 versus 3 full rifle, dar Youngstar le elimină pe CX, totuși rămâne la 12-18 și poate fi un refrag ușor făcut, dar totuși controlul se îndreaptă către site-ul la Ciocardău și au o poziție aici avansată în gogoașe și așteaptă adversarul său care vine, le elimină foarte bine pe Gazi. Prima eliminare din această situație, Afterplant, și vedem flash-ul lui Youngstar, eliminare pentru Woody, totuși Mihnea face primul kill, îl știe, și pe al doilea eliminare foarte bună din partea lui Mihnea. Să fie practic outplayed instant de jucătorii noștri care îl scot, vedem cu un molotov din poziție, FNK spre transferul extraordinar, double kill-ul, din păcate Spread face picul pe lângă el și le elimină pe MHN, dar totuși rămâne să apreciem cum FNK deschide această rundă de Ciocardău. De asemenea vine cu o eliminare foarte frumoasă acolo. Economie, dacă nu poți da damage părții adverse pe tabela de runde. Avantajul pe care și l-au creat Bitfix în începutul de meci, dar acum încearcă să supraviețuiască și încearcă să facă asta prin Youngstar. Îl doboară pe FNK acolo, IGL-ul are acum ceva timp de descans, așa să vorbească despre colorile pe care ar trebui să le ia echipa și îl vedem pe Mihnea care verifică fiecare colțișor. O să fie doi jucători în apropierea lor care ar putea să pună probleme. Youngstar încă o dată este cel care se impune din ce în ce mai mult, dar Ciocardău până la urmă nu-i acordă foarte multe șanse. Shadow, ultimul care a rămas în viață, să vedem dacă Shadow o să răsară acum. Spread este mai presus în acest duel direct. Și se intervine un pic, a fost o fază mișto. Nu știu dacă ați observat, Ciocardău a aruncat un decoy în spatele primei cutii de pe site-ul A, ceea ce i-a împiedicat pe Bitfix Gaming și i-a făcut să creadă că sunt posibil mai mulți oameni care apără site-ul ăla. Și acum vedem și schimbarea de planuri din partea lor. Nu știu dacă ai observat și tu chestia asta, dar mie mi s-a părut genial. Focusându-ne puțin la situația actuală, îl vedem pe FNK care are 2 adversari în față, dar de asemenea are și 2 coechipieri, chiar 3 în spate. 4 jucători de la control se îndreaptă către site, acolo unde Gazi așteaptă cu glanțe calde, practic, să vedem dublajul dintre Ciocardău și Shadow. Shadow pică și el de asemenea. Ciocardău rămâne 1 versus 1, iar Gazi reușește. Ace-clutch-ul. Asta se întâmplă când o să încerci să obții dueluri individuale la pistoale. Pentru că la pistoale e nevoie de un singur glanț. Fericiți că au câștigat runda, dar am văzut... nu știu cum să explic ce am văzut. Am văzut pur și simplu niște glanțe extraordinare, un încărcător mai norocos pentru adversarul nostru. Totuși, revenind în runda actuală, vedem o situație destul de interesantă. Control încep să arate putere pe această rundă de pistoale. Să vedem pe Ciocardău care poate surprinde aici, îl elimină pe unul, face spray-ul, dar Steak se vine de asemenea din smoke după ce e detașat acolo, trebuie să se retragă puțin Steak. FNK, mă scuzați. Udi, din nou un glonț senzațional pe Ciocardău. Shadow vine cu double kill-ul în gogoașe, dar s-au stricurat deja către CT. Adversarii, din nou Shadow dă damage-ul, dar nu de ajuns încât să elimine pe cineva. Bomplant-ul se face și banii intră în contul celor de la Bitfix, dar ridicul este reușit, de această dată puțin mai lejer de către control. Da, voiam doar să menționez așa cum mie îmi place să fiu o persoană de marketing în general. Asigurați-vă că apăsați butonul așa de like acolo și de subscribe odată ca să vedem din ce în ce mai mult content cu echipa asta. Ascultați-mă pe mine pe cuvânt că o să ajungă într-un loc fericit atât pentru ei, atât pentru organizație, cât și pentru noi, așa ca țărișoară, să zicem. Pentru că se și vede ca pentru un ochi atent în multe din situațiile pe care le observ pe hartă, o să descoperi că băieții ăștia au arătat și arată în continuare un punct de vedere al arsenalului. Să-l vedem pe Sexe acum după rafalele pe care le-a tras acolo în wallbang. Să vedem Mihnea care face triple kill-ul până la urmă. Sunt 3 pe care Mihnea le pescuiește acum. Îl vedem pe Tapeware care încearcă să spele niște păcate acolo. Ciocardău prin smoke îl doboară pe Tapeware. Deja de bani în plus pentru echipa sa, dar deja Ciocardău este acolo și îl doboară 13 și a reușit să doboare 3 inamici. Avea un bai nu considerabil, dar avea un bai destul de decent încât să facă daune. Ciocardău acolo cu double kill-ul încât vine până la urmă și Shadow vine și el și spune că vreau și eu un double kill dacă tot este pe masă. Aduce bomplant-ul, flick-ul este acolo, îl doboară pe Mihnea, dar cu toate astea mai sunt 3 jucători de care ar trebui să se îngrijoreze. Ciocardău se uită foarte bine și îl pune la pământ. Nu ratează după cum ne-a obișnuit și până acum. Asta face bine din partea jucătorilor noștri și vedem că au și jocul tactic. Îl au pe FNK care este unul dintre cei mai buni IGL din România. Între timp îl vedem și pe MHN cu double kill arătă de CX. Ciocardău de asemenea îl scoate pe Gazi acolo și
Fred rămâne foarte rapid singur în A aici, în, în B, în rampă, și îl elimină din păcate pe Fenegap, care poate nu trebuia să pice neapărat aici, dar Shadow reușește trade-ul foarte rapid. Această armă, practic, și îl vedem și pe Ciocardou alături de Mihnea, care au un aim foarte bun pe, pe armele de asalt și armele mari, desigur, dar între timp vedem că Woody este eliminat, de asemenea Taper îl scoate pe FNK cu un one-tap, Ciocardou îl scoate și el pe, pe Youngstar, iar foarte rapid rămân 2 versus 3 după ce Gazi face o eliminare aici pe Ciocardou, peste care cred că nu o să pot trece pentru o perioadă destul de lungă. Totuși Excel elimină pe Taper, care s-a băgat acolo cu bomba în CT, și de asemenea Shadow vine cu ultimul shot al meciului, victorie pentru control.